Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru Roxana Stăleru. Este luni și avem zi liberă de Paștele Catolic. Și ce pregătim la brunch? Facem o șacșucă. Și ce ai făcut până acum? Ai tocat? Am tocat ceapă, ardei și acum sunt la etapa să tocăm usturoi. Și apoi ce urmează? Și apoi urmează să faci ouăle în tigaie. Mai punem și sos de roșii din conservă. Condimente amestecate. Și după ce se gătesc un pic, o să turnăm roșiile, usturoiul mai întâi, apoi roșiile și o să facem loc, așa, și o să spargem ouă. Prima oară când facem, sperăm să iasă bună. Exact. Nu-i așa, Aki? El ne așteaptă la masă. Ești excited să încerci acest nou fel de mâncare? Da, sunt încântat, mi-e foame și să vedem cum o să guste. Adevăr că are niște legume, are ceapă, are usturoi, are ardei. N-are că să fie ceva care să fie în gust bun. Fresh, da. Exact. Și ne mai făcea pe vremuri, mai ții minte, nu mai știu cum se cheamă, Seba, o rețetă mexicană. Care huevos rancheros. Nu e aceeași treabă. Semăna. Tot așa, ouă cu sos de roșii, cumva. Da. Vedem cum e acum. O să vă spunem la sfârșit cum gustă. Uitați-vă, taie. Nu foarte măruntă. Ajunge, cred. Da, mai tare un pic. Adică cea sunt bucăți mari, așa și nu. Da, să fie egale. Cât de cât să fie, da. Momentul adevărului. Urmează să spargem ouăle în... cum se cheamă, sos. În amestec. Da, amestec. Okay. Am citit că trebuie să facem așa un pic de loc și avem aici un ou deja spart, îl lăsăm la urmă pe asta. Se va mănâncă 3 ouă, noi câte 2, așa că să vedem dacă o să încapă, Isa nu e acasă. Se întâlnește cu... s-a întâlnit, adică, cu o prietenă. Și apoi le lăsăm să se gătească. Vă arătăm la final. Le-am pus pe toate 7. Și o să le lăsăm aici până se coc. Nu știu dacă trebuie să punem capac sau nu. O să mă uit pe rețeta să vedem. Am pus capacul să fim siguri că se coc și deasupra. Așa arată după vreo 7 minute cu capac, focul dat mai la încet. Între timp l-am și stins. Nu avem, se sugera să punem pătrunjel sau... cum se cheamă, ala care îmi place mie, coriandru. Și sau coriandru proaspăt, dar avem uscat. Am pus deja în amestec și o să mai pun deasupra. Și cu pătrunjelul deasupra. Și se va pregăti niște cașcaval în farfurii și o să punem peste cașcaval să se înmoaie. De obicei, Aki ne așteaptă la masă și așa arată. Bucățile de cașcaval, o să le tai un pic mai subțiri și turnăm peste. Și acum să încercăm. A, uite că a ieșit foarte ușor. Și o să mai punem și sos pe lângă. Asta e farfuria mea, deci o să pun doar 2 ouă. Și sos. Ca să înmoaie cașcavalul. Am zis că le tai mai subțiri, dar n-am apucat. Ok, continuăm cu următoarele. Ia uite ce bine arată în farfurie, nu? Da. Să vedem cum este și la gust. E bun la gust. Ai gustat deja? E bun, e bun. Ce ouăle făcute. Tu mai bine spleioase, exact cum îmi plac mie. Uitați-vă aici. Dacă se văd.
nu se vede. Și nu se vede și sunt creioase, ulei și foarte adică bine. Running. Mm-hmm. Cu galbenușul moale. Ce zice Aki? Sunt bune? Îți mai sunt pică frige. Da. Arată în secțiune galbenușul. Este făcut. Și Aki vrea și el să guste. O să gust și tu la final, dar are ceapă și usturoi și nu putem să-ți dăm. Îți dăm doar un pic de ou. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și astăzi. Până data viitoare, vă spun la revedere! La revedere! Ciao. La revedere.